care muncesc zi de zi pentru dumneavoastră, însumează o experiență în carduri de aproape 2000 de ani. Deci asta e cifra cu care aș vrea să rămânem după acest slide. În slujba dumneavoastră se află 125 de persoane care au aproape 2000 de ani de experiență în carduri. Când vine vorba de DKV, e un pic mai mulți ani de experiență în spate, dar relevant aici este că DKV este compania care a inventat conceptul de carduri de carburant și care a inventat, de fapt, carduri de carburant. Are, de asemenea, cea mai mare rețea de acceptanță din Europa, peste 230.000 de locații unde cardul este acceptat. Un vechi proverb african spune că dacă vrei să mergi repede, trebuie să mergi singur și dacă vrei să mergi departe, trebuie să mergi împreună. Noi suntem ambițioși, am fost întotdeauna și vrem să mergem și departe, vrem să mergem și repede, vrem să mergem și cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră. De aceea, vedem că este necesar, vrem să facem treaba asta, deoarece timpul nu este răbdător cu noi și transportatorii din România sunt deja într-o competiție cu transportatorii din vest, încă de mai mulți ani, și e nevoie de soluții pe care să le aibă ca sprijin în lupta cu acești transportatori. O să vă las, am pregătit și un film de un minut, fix un minut are, pe care o să rog colegului meu să-i dea drumul, și apoi o să las pe Costel să vă spună mai multe despre beneficiile pe care vi le poate oferi sistemul de carduri Smart Diesel de cable. Mulțumesc mult, Ionuț. Se pare că odată cu cuvântul s-au transferat și emoțiile. Mulțumesc. Noi, echipa TSG, împreună cu cei de la Smart Diesel și dumneavoastră, transportatorii, suntem cei care am modelat împreună această industrie și am ajuns în timp să redefinim standardele. Practic, trebuie să recunosc că e o mândrie pentru fiecare dintre noi în momentul acesta, când auzim că flotele gestionate de dumneavoastră sunt cele care dau ora exactă în principalele porturi comerciale din Europa. S-a împlinit aproape un an de când funcționăm în noua identitate, Smart Diesel DKV. Vă mulțumim pentru încredere, vă mulțumim pentru că ne-ați dat oportunitatea de a continua parteneriatul de peste 15 ani pe care l-am avut prin TSG. Avem o echipă puternică, o echipă cu o bogată expertiză în domeniul taxelor de drum, recuperare TVA, rambursare acciză, consultanță pentru serviciile de alimentare cu combustibil. Și ne mândrim cu acești oameni. Mai tare? Așa, se aude. Ok, mulțumesc. Da, vă spuneam că ne onorează faptul că ne-ați acordat încredere și că putem continua acest parteneriat. Avem o echipă puternică, specializată pe servicii de recuperare TVA, consiliere alimentări, taxe de drum, rambursare acciză. Sunt peste 120 de colegi care și-ar fi dorit să participe și ei astăzi alături de noi, dar știți cum e, cineva mai trebuie să și muncească în momentul de față, de aceea nu sunt alături de noi. Vă spuneam că în cadrul
echipei Smart Diesel de KB avem foarte multe soluții pe care suntem gata să vi le punem la dispoziție. Unele sunt finalizate, altele sunt încă în incubator și sunt în curs de dezvoltare. Nu o să vă putem vorbi despre toate astăzi și acum, că acum nu o să vă putem vorbi despre toate, însă vă așteptăm cu drag în prima pauză la noi la stand pentru a le putea detalia. Despre ce am vrea să vă menționăm acum și o să facem inclusiv o demonstrație live, este cum cardul de KB este cel mai sigur card de pe piață, dacă, de fapt, ce dacă, după ce fiecare dintre dumneavoastră veți folosi această funcționalitate. Este vorba de aplicația DKB Mobility, care vă permite să vă țineți cardurile de combustibil în permanent blocate și să le puteți debloca oriunde de pe drum, de pe telefonul dumneavoastră mobil, fiind o aplicație special destinată telefonului mobil. Mă uit deja prin sală și văd mulți dintre partenerii noștri actuali care deja folosesc această aplicație și care deja și-au salvat fraude sau au salvat potențialul de a avea fraude, dormind astfel mai liniștiți. Scopul nostru este ca profiturile pe care dumneavoastră le faceți din transport să rămână în buzunarul dumneavoastră și nu să intre în buzunarul unor hoți. Costul motorinei în bugetul unei companii de transport este semnificativ. Putem să avem o discuție despre procente, dar nu despre asta e vorba aici. Și știm cu toții că a și crescut acest cost în ultimele luni, chiar în mod accelerat. De aceea, tendința de fraudare a cardurilor de combustibil devine cu atât mai atractivă. Pentru că dacă în trecut un litru de motorină pe piața gri, neagră, sau să-i spunem cum vrem, se vindea cu 0,7-0,5 euro per litru, pe semne acum a sărit deja de 1 euro și asta face ca lucrul ăsta să fie din ce în ce mai tentant. Autoritățile, din păcate, sunt neputincioase în fața acestui fenomen, fie că ne place să o recunoaștem sau nu, și rămâne responsabilitatea noastră să ne protejăm. A noastră ca și furnizor de carduri și a dumneavoastră ca și utilizator de carduri. Sunt mai multe soluții tradiționale, pe care dumneavoastră deja probabil că le știți și le folosiți. Gen, nu trece pinul pe card, puneți limite pe zi, săptămână, lună când alimentezi. Setează-ți aplicația online de așa fel în fiecare, după fiecare alimentare, la o secundă, două, trei, să-ți trimită o alertă și măcar să poți obi fraudă la momentul respectiv. Ceea ce vă propunem noi este o soluție unică, care vă protejează 100% dacă o folosiți cum trebuie și cum vă oferim noi consultanță în acest sens. Dar o să las pe colegul meu Costel să vă detalieze, iar apoi o să intrăm în legătură directă cu colegii noștri Sorin și Mitică și o să vedem cum funcționează sau cum nu funcționează cardul dacă folosim această aplicație. Practic, sistemul este extrem de simplu și ușor de folosit. Fiecare card al companiei dumneavoastră este blocat, fie toate, fie parțial. Urmând ca, în momentul în care șoferii dumneavoastră urmează să alimenteze, dumneavoastră, managerul de transport, chiar șoferul, dacă îi se permite accesul, poate debloca cardul dintr-un simplu click din aplicația de pe telefon. Practic, câți dintre dumneavoastră ați avut fraude de când folosiți carduri de combustibil? Mâna sus, vă rog. O să mai țin un pic ridicată, că poate, mai mă vreau niște fețe cunoscute despre care știu. Dar o pondere destul de mare și riscurile cu siguranță există. Am văzut aici o mână ridicată. Vreți să ne ajutați să deblocați dumneavoastră cardul pentru colegii noștri din stație? Da, urmează să vă menționez. Doi dintre colegii noștri, Sorin și Mitică, se află în două stații, vor încerca să alimenteze, cardurile lor sunt blocate și urmează să le deblocăm noi. Haideți să vedem dacă sunt pregătiți. Și un aspect. Odată deblocat cardul, acesta rămâne activ pentru 60 de minute, după care se va bloca singur, fără nicio altă acțiune din partea dumneavoastră. Practic, s-a deblocat cardul, se face alimentarea, după care, în 60 de minute, cardul se va bloca la loc, fără, repet, nicio acțiune din partea dumneavoastră. Evitați astfel riscul de a bloca sau debloca cardul în mod automat din platforma online și de a îl uita blocat, deblocat. Mitică, Sorin, ne auziți? Alo? Ne auziți? Și să ne arăți mesajul. Da.
să bădăm, așa, kilometri zero. Și te rog să ne dai cadru. Data respinsă, se vede. Cum este respinsă plata. Ok, Sorin, ai putea să încerci tu, te rog? Filmez și bonul, da? Mulțumim! Sorin, dacă ne auzi, poți să începi și tu, dacă nu, Ovidiu, să te rogăm să deblochezi cardul lui Mitică. Mitică, dacă ne auzi, te rog să încerci să alimentezi. Cardul tău a fost deblocat. În acest moment eu mi-am deblocat cardul și vă rog să repetăm tranzacția. O să vă învârt înapoi camera. Da? Da. Sper că nu ai pinuri de cap. Dar în acest moment plata acceptată. Deci iată că în interval de 30 de secunde, da? În acest moment avem alături bon refuzat, iar aici tranzacția acceptată. Perfect. Sorin, ai reușit? Ok. Mulțumesc frumos! Se pare că colegul nostru Sorin nu ne aude, așadar nu o să vă mai reținem. Funcționează absolut la fel în toate cele 65-70 de mii de stații de alimentare din Europa. Sorin, ne auzi? Hai să dăm prilejul. Se încăpățânează să ne demonstreze. Așa, îi ducem cardul. Sorin, în caz că nu funcționează, spui că n-ai semnal și închizi telefonul, la fel cum am procedat la repetiție. Cardul este verificat. Că este refuzat de centrul de autorizare. Okay. O să vă rog pe Ionut să-mi activeze cardul ca să pot alimenta. Ne ajută cineva cu activarea? Claudia, pinul la tabletă este 3565. Pinul de la cardul meu. Ai reușit? Da. Sorin, te rog să încerci din nou să alimentezi. Sper că nu pui în canistră. Comunicați, vă rog, când este activat, fiindcă nu va. Este activat, poți încerca. Din fericire, sistemul de KV de autorizare a tranzacțiilor funcționează mai bine decât sistemul TIMS. Prin urmare, Tony, cred că o să închidem aici. Am avut, ne-a demonstrat Mitică ce le-a demonstrat și o să vă lăsăm în final cu un film despre fraudele de combustibil, cu mulțumiri pentru tot ceea ce sunteți și tot ceea ce faceți și vă așteptăm cu mare drag la standul nostru în prima pauză. Băieți, vă mulțumim! Vă rog să vă întoarceți!